Vorbim foarte mult de credință, nu-i așa? Extraordinar de mult. Credința sfinților, credința zilelor din urmă, cel neprihănit va trăi prin credință, fără credință e cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Atâtea versete biblice, dacă ar fi să le enumăr, probabil că nu s-ar termina deloc. Dacă vă amintiți, spune că Avraam l-a crezut pe Dumnezeu și asta a fost considerată neprihănire. De fapt, în ebraică nu spune neprihănire, ci spune a fost considerat așa de neprihănit ca Dumnezeu însuși. Chiar așa se traduce. Pentru că a avut încredere în Dumnezeu, a fost considerat as righteous as God himself. Așa de neprihănit ca Dumnezeu însuși. Roman 5. Vom fi neprihăniți prin credință și de aceea aveam pace cu Domnul Iisus. Fără credință e cu neputință, Evrei 11, Luca 17. Dacă ați avea credință, cât o sămânță de muștar. Și aș putea să vă citesc, am aici vreo două pagini, numai cu texte despre credință. Vreau să vă întreb, frații mei, Iisus spune că dacă noi am avea credință, cât un grăunte de muștar. Și același Dumnezeu care a vindecat pe, a înviat pe Dorca sau pe Tabita, când Petru s-a dus și s-a rugat pentru ea, același Dumnezeu care a înviat fiul văduvei, când s-a dus profetul, același Dumnezeu care a multiplicat uleiul sau a multiplicat pâinea și peștii, același Dumnezeu care a condus pescuirea minunată, există și astăzi, n-a murit. Dumnezeu este la fel de real. Unde este Dumnezeul lui Ilie? Unde e Dumnezeul lui Petru? Vreau să-mi spuneți, mai există Dumnezeu? Și Dumnezeu mai poate să facă aceleași minuni? Sigur? E ceva rău cu credința noastră. Dacă Dumnezeu nu le face, ori nu mai există, ori nu mai are putere, ori nu ne mai iubește, ori e ceva rău cu noi. Și s-ar putea să nu vă placă, dar eu, subiectul de azi și probabil data viitoare când voi vorbi la noastră, este esențial, e fundamental pentru viața de credință. E simplu și esențial. Ce este rău credința? Spune că dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar, puteți muta munții din loc. Data viitoare când vă duceți la undeva și trebuie să ocoliți un munte, nu mai ocoliți muntele. Rugați-vă și mutați muntele și o luați pe scurtătură. Când vă duceți în Michigan, nu mai ocoliți lacul. Rugați-vă, crăpați lacul în două, cum s-a crăpat Marea Roșie, nu? Și treceți prin mijloc, că drumul mai scurt. Data viitoare când aveți un bolnav de cancer în adunare, nu-l mai trimiteți la doctor, rugați-vă și vindecați-l, că Petru mergea și umbra lui când trecea peste bolnavi, așa spune, nu, dacă credem în Biblie. Și data viitoare când moare cineva, nu mai dați telefon la casa funeral, la funeral home să vă facă rost de toate minunile, rugați-vă și înviați mortul. Ar fi o treabă. Nu? Ar fi nemaipomenit. Ce s-a întâmplat? Unde este Dumnezeul lui Ilie? Unde e Dumnezeul lui Petru? N-avem credință nici măcar cât un grăunte de muștar, chiar atâta? Eu cred că avem măcar puțină, nu? Sau cumva nu înțelegem noi ce însemnează credința. Știm că fără credință este imposibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Știm că fără credință nu vom rezista când va veni Iisus în zilele din urmă. Deci va fi un timp cum n-a mai fost niciodată până atunci. Va fi foarte greu. Deci atât de greu că foarte puțini vor rezista. Totuși, ce însemnează credința? Este cumva posibil ca să însemneze altceva decât ce știm noi? În Luca 18:8 zice, când va veni fiul omului, ziceți mai departe, va găsi el credință pe pământ? De ce ar întreba Iisus? De fapt, în greacă zice așa, când va veni fiul omului, va găsi credința adevărată pe pământ? Care-i credința adevărată? Se referă la o denominațiune, se referă la a spune încrederea în Dumnezeu, la ce se referă? Bineînțeles că înainte de revenire vor fi mai multe tipuri de credință, mă refer la încredere, nu la religie, și va fi probabil acea credință cu cuvinte frumoase și multe, vai, să spui încrederea, frate, în Dumnezeu, da, și eu mi-o pun. Acea credință așa colorată, cu mirosuri bune, cu toate alea, condimentele puse, dar ireală, care când dă de greutăți se prăbușește, și va fi acea credință care nu se vede, dar care ca Iov, când dă de greutăți, zice, știu în cine am crezut, îl cunosc și știu că îl voi vedea. Poate să se întâmple orice cu mine, am încredere în el.
Astăzi învățăm trei lucruri. 1. Ce este credința? 2. Ce nu este credința? Și 3. Cum să creștem credința, cum să o dezvoltăm. Așa de importantă credința că Dumnezeu i-a dat un capitol întreg din Biblie. Capitolul unde? Evrei 11, numai despre credință. Și începe așa, Evrei 11 cu 1. Credința este o încredere neclintită, spuneți mai departe, în lucrurile nevăzute. Frații mei, în greacă zice așa, credința este substanța lucrurilor nevăzute. Nu ce este o încredere, credința e o încredere. Încrederea e credință, normal. Deci credința e substanța lucrurilor care nu se văd. Substanța vine de la cuvântul latin, două cuvinte latine, sub și stance, stanse. Sub, de exemplu, submarin, subteren, subterrane in English, ceva, în traducere, care stă de desubt și susține ce-i deasupra. Și stanța, ceea ce există deasupra. Deci credința este aceea ce stă de desubtul vieții de creștin și ține restul tot să nu se prăbușească. Credința este coloana vertebrală, fără care am fi jellyfish, nu? Credința e fundația, fără care orice casă s-ar prăbuși. Credința e ceea ce stă de desubt și suportă tot ce e deasupra. Frații mei, submarin ce înseamnă? Sub mare. Credința este ce stă sub viața de creștin. Frații mei, prin credință, Abel a adus o jertfă mai bună decât fratele lui și a fost omorât. Deci, frații mei, credința te omoară. Cain, care a adus o jertfă rea, n-a murit. Nu? Poți să fii martir din cauza credinței. Și apoi te duci în versetul următor. Prin credință, Enoch a fost luat la cer și a trăit veșnic. Ce face credința? Te omoară sau te scapă? Și apoi citim mai departe. Prin credință, Noe, deși tot îl bajocoreau că nu fusese niciodată ploaie pe pământ, a rămas statornic 120 de ani și a clădit o corabie. Nu plouase niciodată. Și toți spuneam, băi, ți-ai pierdut mințile, de unde ploaie, mai? Ai văzut vreodată potop? Ce e aia potop? Cum se traduce cuvântul potop? Ce se întâmplă când vine potopul? Era foarte ușor să plece, să-i lase în pace. Și n-a făcut un lucru important. Măi, a fost evanghelist, a fost Mark Finley sau a fost... taie copacul din pădure, îl transportă, îl cioplește, îl pune, taie... 120 de ani! Om statornic, a rămas statornic la ce l-a chemat Dumnezeu. Următorul text, prin credință Avraam, când toți erau corupți în jurul lui, a plecat. Unul stă, unul pleacă. Prin credință, versetul următor, Sara, la 90 de ani și stearpă, a făcut un copil. Zice, mamaie, ce vârstă ai? Am 91 de ani. La anul ăsta ai un copil. Versetul următor, prin credință, Avraam a omorât copilul, l-a sacrificat. Sau a fost gata să-l aducă sacrificiu. Prin credință, stai sau pleci? Prin credință, ai sau pierzi copiii? Versetul următor, prin credință, Moise, care era fiul lui Faraon și avea toată educația și toată puterea și toată influența, a renunțat la toate și a plecat. Versetul următor, prin credință, Iosif, care era sclav și pușcăriaș, a primit toată bogăția și a devenit al doilea după Faraon. De ce credeți dumneavoastră că Dumnezeu le-a pus în ordine asta în Biblie, în capitolul 11 din Evrei? La întâmplare? De ce este un capitol de contraste? Verset după verset, se contrazice unul cu altul. Versetul 32. Prin credință au scăpat de săbii. Vine soldatul și când dă o mână nevăzută oprește sabia. Versetul 37. Prin credință au fost tăiați de săbii. Vine soldatul, dă, se aduce capul lui Ioan Botezătorul. Unul pierde bogăția, își pierde casa, unul câștigă bogăția. Unul își pierde capul, unul e salvat. Ce-ți face credința, frate? Te ajută sau nu te ajută? Observați, e un capitol de contraste
Și s-ar putea ca noi să nu înțelegem de fapt despre ce e vorba și credința se referă la altceva. Bineînțeles că în Biblie credința este esența vieții de creștin, ceea ce înseamnă să fii credincios cu adevărat. Nu neapărat să mergi la adunare, nu neapărat să ții sâmbăta, deși trebuie ținută, nu neapărat să dai bani, ci credința e ceva mult mai profund de atât. Credința este suportul a tot ceea ce se întâmplă în viața noastră, indiferent că e cele 10 porunci sau viața de adunare, sau viața de acasă sau de la servici. Prin credință, toți oamenii ăștia au experimentat lucruri deosebite în viața lor. Atunci, prima întrebare a fost, ce este credința? A doua, ce nu este credința? Și a treia, cum să dezvoltăm credința? Ce este credința? Pavel spune așa, indiferent că trăiesc sau mor, nu-i așa? Știu în cine am crezut și mi-este un câștig. Dacă trăiesc, îl servesc pe el. Dacă mor, nicio problemă. Credința are legătură cu faptul că tu trăiești sau mori, că tu îți pierzi serviciu sau primești un serviciu, că tu îți pierzi un copil sau primești un copil, sau probabil că are legătură cu ceva mai profund din viața ta. Mult mai profund. Credința se leagă de lucrurile astea care trec viața asta scurtă sau se leagă de ceva mult mai profund care va rezista pentru eternitate. Cum de suntem noi tentați să legăm credința de noi și de nevoia noastră de azi? Doamne, am credință, m-am rugat atâtea ore și atâtea săptămâni și atâtea zile, m-am rugat să mă ajut cu serviciu și am credință și tu nu m-ai ajutat. De ce legăm noi credința? Îl manipulăm pe Dumnezeu să facă ce zicem noi. Că, Doamne, doar am avut credință și m-am și rugat. Vine o femeie la un pastor și spune, pastore, mi-a spus doctorul că am cancer terminal în ultima fază, o să mor în câteva săptămâni, cel mult o lună. Și pastorul zice, ei, roagă-te. Zice, m-am rugat. Ei, poate n-ai avut credință. Observați? Femeia zice, păi, am și cancer și acum n-am nici credință. Două probleme, săraca. Se duce acasă, se roagă, vine din nou, zice, nu mă ascultă Domnul, că e mai grav cancerul. Zice, ei, poate ai păcat ascuns. Acum săraca are trei probleme. Are cancer, n-are credință și are păcat. O mai lasă și bărbatul că nu aduce bani acasă, patru probleme, nu? De ce trebuie neapărat, dacă tu te rogi cu credință, Dumnezeu să facă tot ce zici tu? Pentru că ai avut credință. Vine o fetiță la tata și zice, tată, vreau un elefant portocaliu. Și tata zice, fetiță, știi care e treaba? Uite, elefanții nu sunt portocalii și elefanții sunt mari. Da, dar m-am rugat cu credință. Acum nu poți să-i spui fetiței că dacă te rogi cu credință, Domnul nu răspunde. Și atunci se gândește și zice, păi știi ceva? Elefanții sunt mari și n-au loc în apartamentul nostru. Lasă, tatică, tu ai un bedroom care e cu walk-in closet și e mare și e master, îl ții cu tine în bedroom-ul tău. Și tata zice, da, da, elefanții mănâncă mult. Da, dar tu când iei cecul, ai un cec mare, ai iei bani mulți, poți să cumperi mâncare de elefant. Ce da, da, elefanții fac un big pupu când se duc pe afară. Ce las că tu ai un shovel, ai o lopată în tool house și poți să cureți. Nu cumva când ne rugăm, cerem un elefant care este pink sau roz sau... Ce, Doamne, dăm cu tare, că m-am rugat cu credință și de multe ori. Și Domnul zice, da, da, uite, e așa. Nu, păi stai că tu poți să rezolvi aia. Și îi dăm lui Dumnezeu soluții cum se rezolve ca să ne dea nouă un elefant. V-ați rugat vreodată pentru un elefant roz? O să ziceți nu, dar eu vă spun sigur da. De câte ori îi cerem lui Dumnezeu ceea ce el nu vrea și îi dăm și soluții că poate el săracul nu are, asta facem, ne rugăm pentru un elefant. Nu știu dacă se înțelege. Cred că da. Credința este mai mult conectată cu lucrurile spirituale decât cu lucrurile din viața aceasta. Credința ne dă puterea să supraviețuim în timpuri ușoare și în timpuri grele. În timpuri când avem și în timpuri când avem. Nu e să ne dea ce nu avem, ci să ne ajute să trecem prin vremea când nu avem. Observați, e o altă perspectivă. Credința a ajutat-o pe Sara să accepte că va primi un copil și l-a ajutat pe Avraam să accepte că va pierde un copil. Credința nu neapărat trebuie să-ți rezolve ție toate problemele care le vrei când vrei tu și cum vrei tu, ci te ajută să treci prin ce îngăduie Dumnezeu și știe El de ce. Credința îți spune așa, este un timp când vei primi onoare și bani și un job bun. Și apoi vine un timp
când trebuie să let it go, să le lași să se ducă și să fii capabil să renunți la ele fără să te descurajezi și fără să ajungi depresed. Oh, ce mă fac? Să rămâi tare și încrezător că Dumnezeu știe prin ce treci și că Dumnezeu este în control. Credința e când Dumnezeu spune acum e timpul să primești, acum e timpul să pierzi. Acum e timpul să ai încredere în mine, orice prin ce ai trece. Credința este o încredere atât de puternică încât prin orice ai trece. Să știi că Dumnezeu știe, să știi că Dumnezeu te cunoaște, că Dumnezeu te iubește, că Dumnezeu nu-ți va face niciodată rău, că Dumnezeu poate să rezolve și că Dumnezeu e în control. Are puterea, are înțelepciunea, are iubirea, are cunoștința. Și dacă El alege să intervină, va intervine și dacă nu, așa e mai bine. Să accepți cu bucurie. Vreau să vă spun ce nu e credința. Deci, într-un cuvânt, ce e credința? A avea încredere în Dumnezeu în fiecare circumstanță, în fiecare situație din viața noastră, știind că Dumnezeu este prietenul nostru cel mai adevărat, că este Cel care ne iubește. Ce nu e credința? Credința nu este lampa lui Aladin. Nu știu dacă știți lampa lui Aladin, povestea? Ce dorești, stăpâne? Și stăpânul zice, vreau o casă cu 5 dormitoare. Casa. Credința nu e lampa lui Aladin. Doamne, asta vreau. Ai frecat lampa puțin, Dumnezeu face ce vrei. Deci credința nu este să impui lui Dumnezeu voința și planul tău. A. Deci punctul 2A. Că nu am aici PowerPoint. Credința nu este trei lucruri. 1. Nu este a-i impune voința și nevoia ta lui Dumnezeu. Doamne, sunt disperat, mi-am pierdut serviciu, nu mi-am plătit mortgage-ul de 3 luni, o să-mi ia casa, te rog frumos, dă-mi $1,400 luna asta să-mi plătesc casa. Și m-am rugat mult și m-am rugat cu credință, te rog, de ce nu răspunzi? Credința nu este când tu impui voința și nevoia ta lui. Ci credința e când te duci înaintea lui, Doamne, care e voia ta? Arată-mi-o și ajută-mă să urmez voia ta, indiferent că voi pierde sau voi câștiga casa. Casa e planul 2, o va arde focul. Probabil că am uitat că o să le ardă focul. Vă amintesc eu, sigur, o să le ardă focul pe toate. Sigur. Absolut. Fără îndoială. Credința e așa când fie că trăiesc, fie că mor, fie că îmi câștig sau îmi pierd casa, Doamne, facă-se voia ta. Credința nu este a impune voia mea lui Dumnezeu, ci a vedea cum se mișcă Dumnezeu și a te duce și a te mișca împreună cu El. Credința nu e când o iei înaintea Lui sau în urma Lui, ci când mergi împreună cu El. Nu este când îi spui, Doamne, sunt acolo, ajută-mă, ci când întrebi unde ești și unde lucrezi, lasă-mă să te ajut. Arată-mi care-i voia ta și lasă-mă să fiu și o parte din planul tău. E un privilegiu și o onoare pe care Dumnezeu ți-o dă pentru că n-are nevoie de tine. Vezi unde mișcă Dumnezeu și te duci acolo și te miști împreună cu El. Aia e credința. Deci, ce nu-i credința? 1 sau A, nu este a impune voința mea lui Dumnezeu. David zice așa. Cum zice? I delight in your will. Psalm 48. Trebuie să-l citesc. Psalm 48. Voința ta este desfătarea mea. Stai să vedem cum zice exact în Psalm 40:8 în română. Oh, fraților, am ajuns să nu pot citi fără ochelari. Psalm 40:8. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. În ebraică nu spune așa, spune vreau să fac voia ta, dar nu ce vreau să fac, ci zice mă bucur să fac voia ta și legea ta e în fundul inimii mele. Deci credința este nu când îi ceri lui Dumnezeu să facă voia ta, ci când tu te bucuri să faci voia lui. Iisus nu se ducea în fiecare dimineață înaintea lui Dumnezeu să-i dea planul, ci să primească planul. Aia e credința. Punctul 2 sau B, ce nu e credința? Credința nu este ceea ce vezi.
Nu este ceea ce înțelegi, nu e ceea ce atingi, nu e ceea ce face logică și faci socoteala și vezi cât iese. Aia e știință, fraților. Noi ne ducem înaintea lui Dumnezeu, cum spune sora White, și cerem lucruri mici conform cu puterea noastră. Și spune dânsa, îl limităm pe Dumnezeu. Noi, credincioșii, îl limităm pe Dumnezeu. Pentru că noi cerem lucruri conform cu puterea și logica noastră. Aia este ceea ce vezi. Credința e când îi ceri lui Dumnezeu conform cu puterea Lui. Câtă putere are Dumnezeu? Nelimitată. Aia e credința. Nu este ceea ce vezi, nu este ceea ce face sens. Îmi spunea un frate, nu o să vă spun de unde, nu o să vă spun numele, nu pot să promit că dau atâta la adunare, că salariul meu e atâta. Aia e matematică. Credință e ce îmi spunea alt frate. Sâmbăta trecută în Janesville. Zice, curățam carpete și câștigam 400 pe săptămână în medie, în ultimii 3 ani. E puțin, 400 pe săptămână, nu? Și zice, când am auzit că nu mai sunt bani să continuăm construcția, am hotărât ca tot ce câștig lunea să dau la construcție. Și zice, școala la copii nu o plătisem pe anul trecut și nici pe anul ăsta deloc. Și noi îi dădeam copilul afară din școală, că nu mai putem noi să plătim școala pentru cei care nu plătesc. Și ce mi-am luat hotărârea să aplic textul care zice, gustați și vedeți. Dar gustați implică o acțiune din partea noastră. Trebuie să guști, nu? Dacă nu guști, de unde știi cât de bun e? Și ce mi-am luat hotărârea să gust. Și ce fiecare luni tot ce câștig îi dau lui Dumnezeu. Azi, luni, a câștigat acolo $75 că a curățat o cameră, i-a pus frumos într-un plic și i-a trimis ca să nu fie tentat să ia. Și nu este un membru bogat în districtul meu. Nu este. Mâine marți a primit telefon de la School District of Janesville și ce vrem să te angajăm să cureți carpeta la toate școlile din tot county. Și ce banii care iau numai de la ei sunt de 4 ori și jumătate ce luam înainte pe lună, pe lângă ce fac particular. Pe lângă. Ce mi-am plătit școala la copii pe tot anul trecut, pe anul ăsta la zi, dau la construcție și tot rămâne. Și ce culmea, fraților, că totdeauna când primesc un job particular mă cheamă lunea. Nu înțeleg! Îmi dă telefon. Și când vrei să vin? Luni. Și ce m-a ispitit Dumnezeu să vadă. Am tot mai multe joburi lunea. Pun mâna pe ei. Ce nu i-am atins. Tot ce vine lunea îi dau lui Dumnezeu. Și acum am început să primesc joburi și marțea. Credința nu este matematică, vedere, înțelegere. Nu face sens, așa că nu pot. Este când îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt în ciuda înțelepciunii tale. Este nebunie în înțelepciunea omenească. Dumnezeu zice, omoară-ți copilul, omori. Dumnezeu zice, pleacă, pleci. Nebunie. Credința este atunci, nu când ai fost vindecat și crezi, ci când nu ai fost vindecat și crezi. N-are legătură cu ce vezi, n-are legătură cu ce înțelegi, n-are legătură cu ce simți sau calculezi sau atingi. De multe ori Dumnezeu îngăduie, spune paragraful, să trecem prin valea durerii sau a morții, învățându-ne lecția încrederii în El, chiar și în cele mai dificile circumstanțe. De multe ori Dumnezeu ne îngăduie să trecem prin valea durerii, să ne învețe lecția credinței. Credința nu e, fraților, când totul vezi și totul ai și totul simți și totul merge bine. Dacă acum n-avem încredere în El când trecem prin greutăți, cum vom rezista în zilele din urmă? Credința e atunci când ai încredere în Dumnezeu, când nu poți să înțelegi, când nu mai ai nicio șansă, când nu mai vezi nicio cale de scăpare, când toate merg rău, și când tu nu poți face nimic, nu mai ai niciun fel de metodă, să rămâi tare și să știi că Dumnezeu știe, te iubește și va purta de grijă. Aia e credința. Când tu nu mai ai nicio cale, de-abia atunci e ocazia lui Dumnezeu să intervină. Când tu mai ai căi, hei, am rezolvat-o eu și cu Dumnezeu. Când nu mai sunt nicio, cum zic americanii, nu se mai vede nicio lumină. Tot tunelul e întunecat. De-abia atunci e ocazia lui Dumnezeu. Sfârșitul resurselor umane e începutul resurselor lui Dumnezeu. Așa este? Când tu nu mai ai niciuna, Dumnezeu mai are câte? Ai o figură de stil, 1000, așa se zice. Dar probabil că infinit, nu? Dumnezeu râde. Și ce ți-e frică mai?
Eu sunt Dumnezeu, fac ce vreau. Pot să rezolv problema asta. Nu-i așa? Deci, ce nu e credința? A? Să impui voia ta lui Dumnezeu. B? Ceea ce vezi, simți, calculezi, atingi. C? Ce nu e credința? Credința nu se bazează pe ce faci tu, ci se bazează pe ce face Dumnezeu. Credința nu este când acționezi tu. Ok, fraților, haideți să clădim o biserică, haideți să facem evangelizare. Tu faci asta, eu fac. Aia nu e credință. Alea-s fapte. Nu se bazează pe ce faci tu. Credința se bazează pe ce face Dumnezeu. Frații mei, mulțumesc. Placa aia de sus mă ajută mult, că îmi bate soarele. Puțin mai la dreapta, mai în partea asta. Invers, cealaltă parte. Aia, acum mai bine, mulțumesc. Îmi bate în ochi de nu mai văd nimic. Zice, frate Pavel, n-ai credință, că dacă te-ai ruga, uite, ar dispare soarele de acolo. Credința nu se bazează pe ce facem noi, pe acțiunile noastre. Hai, fraților, hai să facem aia. Se bazează pe acțiunile lui Dumnezeu. Pentru faptul că noi ne bazăm pe acțiunile noastre, de multe ori nu există progres în viața și în lucrarea noastră și în biserica noastră. Dacă noi am înțelege în profunzime ce însemnează în momentul în care luăm o decizie să ne bazăm pe acțiunea lui, am acționat altfel și am luat decizii altfel. Nu știu dacă sunt înțeles. Noi, în toate hotărârile, ne bazăm pe acțiunile noastre. Dacă ne-am bazat pe acțiunile lui Dumnezeu, am luat altfel de hotărâri în viața noastră. Oamenii de credință au fost oamenii de succes în lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a folosit cu putere, pentru că El a fost Cel care a lucrat pentru ei. Dumnezeu zice, voi merge eu înaintea ta. Mă voi lupta eu cu popoare mai puternice decât tine. Îți voi da o țară pe care tu n-ai muncit-o și o împărăție pe care tu n-o meriți. Te voi ajuta să păzești legile mele? Cine va face aceste lucruri? Și noi înțelegem, da, Doamne, noi vom face tot ce a zis Domnul. Aia nu-i credință, alea-s fapte. Credința e când zici, Doamne, Te rog, împlinește pentru mine cuvântul Tău. Se vede diferența? Filipeni 4:7. Credința îți dă o pace care întrece orice cunoștință. Când ai acel fel de credință, că te bazezi pe Dumnezeu fără să impui dorința ta, fără să înțelegi și fără să fie nevoie să acționezi tu, așa, o chestie fără niciun fel de logică, du-te la război cu orchestra înainte. Vă dați seama ce fericiți au fost coriștii și cântăreții din orchestră. În prima linie de bătaie, du-te la război și cântă. Și zice că împăratul l-a lăudat pe Dumnezeu și că soldații mergeau lăudându-l din toată inima. Chiar așa scrie în ebraică. Ce fel de credință aveau oamenii ăia, Domne? Aceea e credința pe care Dumnezeu o onorează. Te bazezi nu pe ce faci tu. Gedeon, într-o mână, așa, vă amintiți? Lumina și într-o mână, ce era? Trompeta. Cu făclia și cu trompeta. Du-te la război, frate. Pentru că credința se bazează pe puterea lui Dumnezeu, nu pe puterea personală. Realizează, eu sunt Petru, când s-a dus să se roage pentru Tabita, credeți că s-a zis, pot să rezolv asta? S-a așezat jos lângă ea și zice, Doamne, poți să mă ajut și tu puțin, dar stai că știu eu ce să-i fac. Hei, a început să respire. Petru nu i-a făcut, fraților, respirație artificială lui Tabita, vă spun sigur. Pentru că nu s-a bazat pe ce poate face el, ci s-a bazat pe ce poate face el. Doamne, vin înaintea ta în umilință, știu că n-am niciun fel de putere să înviez un mort, te rog să lucrezi tu. Bazat pe ce face Dumnezeu. Punctul 3. Cum să dezvolți sau să crești credința? Să nu uităm cu atât, Filipeni 4:7. Aceia care au credință au pace în orice situație. Pacea care de multe ori nouă ne lipsește. Cum să crești credința? Unii vin la mine și spun, frate, pastor, știți care e treaba? Dumnezeu a dat lui a darul credinței, lui a darul muzicii, lui a darul computerelor. Eu n-am credință, ce să fac? Credința nu e un... Nu e, fraților, un dar cum e muzica sau un... Deci așa, în Romani, la capitolul 12, versetul 3. Capitolul 12, versetul 3. Ia să citim, să vedem. În Romani, la capitolul 12, eu le am toate în engleză și e mai bine să le citim în română.
La sfârșit de tot zice așa: potrivit cu măsura de credință pe care Dumnezeu a împărțit-o la câți? La câți? Dumnezeu a dat o măsură de credință fiecăruia. V-am mai spus o dată, când dai drumul la apă, ai credință că curge. Când bași cheia la mașină, ai credință că pornește. Cum să nu ai? Toți avem o măsură de credință, chiar dacă e mică, precum un grăunte. Problema este că nu o creștem. Cum să crești credința? Două căi, A și B. A, gustați și vedeți ce bun e Domnul. Credința o crești când o folosești. Dacă niciodată n-ai încredere să-L pui pe Dumnezeu la probă, niciodată nu vei crește. Psalmul 103 zice: și nu uita niciuna din binefacerea Lui. Iar sora îi spune: nimic nu e mai periculos decât să uităm calea pe care ne-a condus Dumnezeu până acum. Când tu te rogi și vezi că Dumnezeu lucrează, și scrii frumos într-un jurnal, și data viitoare când ai ghiunecat să amintești cum a lucrat data trecută și iar te rogi, cu cât vezi mai mult că Dumnezeu lucrează, cu atâta încrederea ta crește în El. Nu ai cum să crești în credință în Dumnezeu dacă nu-L pui pe Dumnezeu la probă. Când eram în școală, mi-amintesc în Andrews, am trecut în anumite momente prin teste cumplite. Mi-amintesc odată că nu mai aveam nici mâncare, nu mai aveam nici bani de plătit telefonul, nu mai aveam nici bani să plătim școala, nici bani de chirie. Și, să dați seama, aveam doi copii mici și eram așa de amețit de foame că de-abia mergeam pe drum spre școală. Nu mâncasem de vreo 3 zile. Și venea un bătrân la colț acolo, la un bloc, și aducea mâncare. Și stăteam prin ger și tremuram și așteptam să vină cu mâncarea, cu conservele, că muream de foame. Mi-amintesc că mergeam pe drum spre școală, că mașina era stricată, și mă rugam. Și în clipele respective, un singur lucru mi-a venit în minte. Cum a lucrat Dumnezeu când eram în armată și m-a scăpat de pușcărie. Și mi-am zis: unde-i Dumnezeu care m-a scăpat atunci? De ce n-ai încredere în El acum? Și m-am hotărât și am zis: Doamne, indiferent ce ar fi, Tu ne-ai adus aici, Tu o să porți de grijă. Dumnezeu va purta de grijă. Și am zis: dacă Tu vrei să mâncăm, mâncăm. Dacă nu, nu. Dacă Tu vrei să stăm în școală, stăm. Dacă Tu vrei să o pierdem, o pierdem. Școala e mâna Ta. Și nu mai, am încercat să nu mai mă îngrijorez. Dumnezeu a făcut minuni. Nu vă mai spun toată povestea, dar am aflat ziua următoare că școala mi-a fost plătită, am aflat tot ziua următoare că cineva mi-a plătit casa pe 3 luni în urmă și pe 6 luni înainte, deși nu spusesem nimănui. Și am găsit bani chiar și în cutia de poștă, cât era bilul de telefon exact. Și tot săptămâna aia cineva a venit să caute o croitoreasă și a greșit la casa noastră, a intrat la apartamentul nostru și că unde e, nu știu ce, fată din Africa care îi repara hainele lui. Nu știu, domne. Dar zice: voi știți să coaseți? Păi zic: soția mea știe. Și uite aici, geaca mea ruptă, să mi-o coase până mâine. A venit mâine, ne-a adus și bani și un portbagaj din ferma lui cu roșii, castraveți, toate minunile. Mâncare din belșug. Frații mei, Dumnezeu va purta de grijă. Dar credința este când îl încerci pe Dumnezeu, nu când nu-l încerci. Punctul 2. Cum să crești credința? Care era punctul 1? Gustați. E o acțiune care tu trebuie să o faci. Și punctul 2, Romani 10 cu 17. Ce spune acolo, frații mei? Trebuie să citim, că nu știu cum. Credința vine în urma, iar auzirea, fraților, credința vine prin studierea cuvântului lui Dumnezeu. Cu cât studiez mai mult, un obicei care câteodată ne-l pierdem, studiu și rugăciunea și postul, auzi ce aia post. Cu cât studiez mai mult, cu atât îl cunoști pe Dumnezeu mai bine. Când vezi cum Dumnezeu a hrănit 5.000 din nimic, știi că te poate hrăni și pe tine. Când vezi că Dumnezeu a vindecat un bolnav, știi că te poate vindeca și pe tine, dacă vrea. Când vezi că Dumnezeu a înviat un mort, știi că chiar dacă mor, te va învia și pe tine. Nu e așa? Când vezi că Dumnezeu a salvat un păcătos, știi că te poate salva și pe tine, cât de mare păcătos ai fi. Credința vine prin studierea cuvântului lui Dumnezeu. Vreau să vă dau un exemplu și să ne oprim, că e fără 10 și într-un cuvânt așa s-a cam înțeles. Louisa Stead, în 1908, au venit în America, au debarcat în New York, soțul, soția și o fetiță de 3 ani. N-aveau bani, n-aveau mâncare, n-aveau servici. Soțul a găsit un serviciu în care câștiga foarte puțin, foarte puțin, bani cu care puteau plăti un apartament, dar nu mai le rămânea de mâncare. După 2 ani de muncă, au reușit să strângă câțiva lei și au coborât în South Carolina
să aibă și ei un weekend, un concediu, primul concediu în 3 ani. În timp ce erau acolo pe plajă, soțul ei, Steve, vede un băiețel înecându-se în valuri. Fuge în apă, băiatul se zbate, îl lovește la cap, se neacă amândoi. Și băiatul și soțul ei. Se întoarce înapoi din concediu, singură cu o fetiță de 5 ani. Pentru că ea n-avea servici, decât soțul și soțul murise, rămâne pe drumuri. Se duce în Central Park, în parcul central din New York, și doarme pe bancă. Era toamna, venea frigul, venea iarna și se ruga în fiecare zi. Și spune în cartea ei că 3 luni de zile s-a rugat zilnic. N-a avut mâncare, mânca din cerșit, n-a avut locuință, n-a avut haine, n-a avut bani, n-a avut nimic. Și la un moment dat a ajuns așa de depresată, așa de descurajată, că s-a întrebat unde e Dumnezeu, dacă mă iubește, de ce nu-i pasă de mine? Și a deschis în Evrei și a început să citească la capitolul 11. Și a început să-și dea seama că credința nu înseamnă că Dumnezeu neapărat îți dă totdeauna tot ce ai nevoie, ci înseamnă că ai încredere în El și când nu ai ce ai nevoie, ca Iov. Și atunci a scris cântarea It is so sweet to trust in Jesus, care în engleză zice e așa de bine să ai încredere în Iisus. Nu știu cum spune în română, cum zice cum zice în română? Exact. Deci, în engleză ea așa a scris. E așa de bine, e așa de dulce să te încrezi în Iisus. Și a luat o hotărâre atunci și spune așa în cartea ei. Auziți ce spune. Și a scris cântarea asta atunci. N-a scris cântarea când era într-o casă mare, plătită și avea tot ce îi trebuie și avea servicii și bani. A scris cântarea It is so sweet to trust in Jesus în momentele cele mai grele din viața ei. Și spune așa. Mi-am luat hotărârea astăzi, stând pe bancă, în parc, ca indiferent dacă voi primi mâncare sau nu, dacă voi trăi sau nu, dacă voi găsi locuință sau nu, dacă voi găsi servicii sau nu, să-mi pun încrederea Dumnezeu până în ultima clipă din vieții mea, din viața mea. Mi-am luat hotărârea să rămân statornică în Dumnezeul meu care mă iubește. E așa de greu pentru noi să înțelegem. Câteodată trecem prin greutăți și atunci ne pierdem. Vai, ce mă fac? Ce mi-am luat hotărârea. Orice s-ar întâmpla cu mine, să-mi pun credința în Dumnezeul meu care mă iubește. Și ce, indiferent că trăiesc sau mor, știu că mă iubește și știu că mă va mântui. Și este suficient. Nu și-a pus ochii pe lucrurile astea, ci și-a pus ochii pe împărăția veșnică, nu pe viața asta scurtă care trece. Și zice așa, nu înțeleg ce se întâmplă cu mine și nu înțeleg de ce îngăduie, dar știu că mă iubește și aleg astăzi să-mi pun încrederea în El. Credința este o alegere. Aleg astăzi, prin orice aș trece, chiar dacă nu înțeleg, să-mi pun încrederea în Dumnezeu. 3 zile mai târziu, unul din milionarii Americii, care e cunoscut și în zilele de azi, nepoții lui, a trecut pe acolo și a văzut-o în parc. Și a făcut milă de ea și a zis, eu nu-ți dau bani, dar îți dau de lucru. Și a întrebat, de ce ești aici? Păi uite așa, așa cu soțul meu, ce știi să faci? Păi știu asta și asta. A luat-o, a pus-o secretara lui, i-a dat să locuiască în una din casele lui și să curețe casa, a căpătat servici, a căpătat locuință, mâncare și așa mai departe. Când a luat ea hotărârea să aibă încredere în Dumnezeu? Când s-au rezolvat toate? Și dacă pielea mi s-ar distruge, știu în cine am crezut. Știu că îl voi vedea. Și știu că îmi va fi binevoitor. Iar Pavel spune înaintea săbiei, știu în cine am crezut. Frații mei, nici nu vreau să spun prea mult povestea asta, că e prea emoțională. În 3 cuvinte, când tatăl meu a murit, era pe pat, mai avea 10-20 de minute și am zis, hai să ne rugăm pentru tine. Și a zis, nu, vreau să mă rog eu pentru voi. Și zice, eu m-am câteva clipe și nu mai știu nimic până la revenire și îl voi vedea pe Mântuitorul meu. Ce să nu plângeți și să nu vă necăjiți. Să scrieți pe cruce versetul din Iov. Știu în cine am crezut și îl voi vedea.
s-a rugat pentru noi și apoi a murit. Frații mei, ce e credința? Ce este credința? Este o încredere neclintită, o substanță a lucrurilor nevăzute, indiferent prin ce o să treci în viață. Și credința de azi te va pregăti pentru mâine. Și fără credință este cu neputință să-i fii plăcut Dumnezeu și să mergi în cer. Dacă n-ajungem să avem acea credință, degeaba venim la adunare. Mă rog ca Bunul Dumnezeu să ne ajute să înțelegem această lecție.